Motivul protestului inițiat astăzi este unul formal, spun unii deputați din blocul Acum. Președintele ales se împotrivește unui proiect de lege care prevede trecerea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea șefului statului în cel al Parlamentului. Deputații din opoziție susțin că ideea este una bună, dar nu vor să o susțină pentru că inițiativa nu le aparține. Anterior, deputații PPDA, PAS, Iuri Reniță și Lilian Carp au înregistrat un proiect de lege privind trecerea Serviciului Pază și Protecție de Stat din subordinea președintelui țării în cea a guvernului. Iuri Reniță a anunțat atunci că pregătește un alt proiect care să prevadă trecerea SIS în subordinea Parlamentului. Ideea celor doi deputați este susținută și de vicepreședintele Parlamentului din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, care recunoaște că nu intenționează să voteze pentru acest proiect doar pentru că a venit din partea socialiștilor. Я согласен с господином Реница. Институционно логично было бы, чтобы это было за парламент. Și deputații partidului condus de Maia Sandu recunosc că formațiunea nu este atât de interesată de subordinea Serviciului de Informații și Securitate. Nu e vorba că avem foarte mari nevoie de acest serviciu. În același timp, oamenii veniți la protest nu au înțeles pentru ce au fost chemați de Sandu în stradă. La protest pentru Maia Sandu. Vor să scoată, ca să iei voturile a oamenilor, a moldovenilor. Cum adică s-o dea jos? Să iei voturile, să aruce. Pentru ce protestați? Nu doriți să ne spuneți de ce ați ieșit la protest? Nu. De ce? Pentru ce protestați? Pentru nimeni. Pune chiedică numai a Sandu dacă el dăm gata. Dar ce înseamnă îi pune piedică? Da, pildă, mă vreau, speaker, vreau... Ați venit la protest? Da. Da. Pentru ce protestați? Pentru doamna Maia Sandu, să o susținem. Cu ce? Împotriva la AES, care nu vreau să ții legile care trebuie să fie cum trebuie să fie la, pentru oameni. Ce legi? Legile, judecătoria, care procuratura... Protestul a fost organizat de comun cu formațiunea condusă de Renato Usatăi. Membrii partidului nostru au venit la acțiunea stradală pentru a se promova. Nu fac nimic pentru popor. De cât timp stau mulți de al de Diaco, Sârbu și tot stau în fotoliu și nimic nu fac. Trăiască partidul nostru, unicul partid care dorește o schimbare în Republica Moldova. Proiectul de lege care a fost motiv formal pentru proteste este argumentat prin faptul că fiabilitatea și efectivitatea Serviciului de Informații și Securitate trebuie îmbunătățită în măsură să facă față noilor evoluții, tendințe și provocări pe palierul de securitate care înregistrează o intensitate ascendentă. În opinia deputaților PSRM, urmarea analizei complexe a Sistemului Național de Securitate, vulnerabilitățile la nivel național, riscurile de origine externă, inclusiv asimetrice, se constată necesitatea urgentă de a da Serviciului de Informații și Securitate unele atribuții suplimentare.